Lucrările la topoganul de la ștrandul municipal din Lugoj sunt aproape de finalizare. Reprezentanții autorității locale estimează că acestea vor fi încheiate complet până la finalul lunii iulie, atunci când acesta va fi dat în folosință. Cristian Galescu, viceprimarul Lugojului, spune că partea mecanică este singurul aspect care mai trebuie rezolvat. La topogan s-a efectuat până acum cam tot ce era de executat. Au mai rămas foarte puțin din lucrările care erau prevăzute în proiect, și anume mă refer la partea de structură metalică a scărilor și a accesului la topogan. În rest s-au montat pompele pentru topogan, s-a montat topoganul propriu-zis și slide-ul propriu-zis, s-a făcut structura metalică în proporție de 95%, mai sunt de montat ceva la structura de rezistență, la balustrade și la accesul topoganului. În rest, cam toate lucrurile sunt finalizate și el este gata pentru a fi deschis. Chiar vineri, împreună cu firma constructoare care este din Constanța, am efectuat o probă de apă, se funcționează în mod normal și topoganul și slide-ul, fără niciun fel de probleme. Când va fi gata partea metalică, care noi estimăm că până la finalul lunii va fi finalizată, va fi gata pentru a fi deschis. Probleme au apărut și la râul Cleanului, care în momentul de față este golit de apă. Mai exact, un capac de la unul dintre filtre s-a fisurat. A constatat o mică problemă tehnică, în sensul că un capac de la unul dintre filtre s-a crăpat. În aceste condiții, el nu poate fi funcționat și nu se poate face filtrarea prin intermediul filtrelor care sunt în camera tehnică. Am comandat capacul respectiv din Turcia, de la firma care îl produce, din ce am trecut adânci și mâine ar trebui să fie aici, se montează pe filtru și râul va fi funcțional fără niciun fel de probleme. Viceprimarul Lugojului spune că toate aceste lucrări sunt unele de mentenanță care nu au fost prevăzute și care se vor rezolva în cel mai scurt timp.